Pisica albastru de Rusia e o felină uimitoare, iar azi vei afla totul despre ea. Pisica albastru de Rusia este o rasă de pisici ce a apărut în mod natural. Se crede că e originară din portul Arhangeles din Rusia. Din acest motiv, aceste pisici mai sunt numite pisici arhanghel albastre. Dar cum au ajuns ele să fie considerate o rasă? Ei bine, se crede că au ajuns în nordul Europei în anii 1860. Au și participat la prima expoziție modernă de pisici. Rasa a fost dezvoltată mai ales în Anglia și în Scandinavia până după cel de-al doilea război mondial. În Statele Unite, pisicile albastru de Rusia au fost împerecheate cu pisici siameze și de aceea sunt puțin diferite de cele din Europa. Dar cum arată o astfel de pisică? E destul de greu să le descrii frumusețea în cuvinte. Ar trebui să vezi una în realitate ca să-i apreciezi cu adevărat aspectul. Pisicile din această rasă au doar o culoare, un gri albăstrui sclipitor, de unde își au și numele. Ochii lor sunt de un verde pătrunzător. Cu cât culoarea ochilor e mai aproape de smarald, cu atât mai bine. Privirea lor e o armă pe care nu se spie să o folosească, mai ales când cer de mâncare. Pe lângă asta, pisicile albastru de Rusia sunt atletice, cu mușchi dezvoltați și de aceea sunt mai grele decât par. Sunt de asemenea înzestrate cu picioare lungi, pe care le folosesc cu nerușinare ca să sară peste tot. Cu toate acestea, sunt pisici mici spre medii, cântărind între 3,5 și 6,8 kg. Au o blană dublă, care este deasă, ca un pluș și moale la atingere. Capcana perfectă pentru mâna ta. Culoarea lor trebuie să fie un gri uniform. Blana nu trebuie să aibă pete de orice culoare, dungi sau puncte. Hai să vorbim și despre personalitatea lor. Pisica albastru de Rusia este blândă și afectuoasă, dar fără să fie insistentă. Este o pisică rezervată la început, dar odată ce se obișnuiește, vei putea să te bucuri în totalitate de ea. Pisica albastru de Rusia este un excelent și loial companion și te va urmări peste tot. De obicei, au un membru al familiei preferat, dar nu mereu. M-am zis și mai devreme, aceste pisici nu sunt super dependente de stăpâni, așa că nu vor suferi chiar dacă ești plecat toată ziua. Pisicile din această rasă se distrează incredibil de bine și singure, dar asta nu înseamnă că nu sunt afectuoase. Cu toate acestea, preferă să iubească de la distanță. De obicei, nu le place să fie ținute în brațe și nici nu adoră mânghierile excesive. Niște sesiuni scurte din când în când, urmate de niște scărpinături ca la carte, sunt preferatele lor. De asemenea, le place să vorbești cu ele. În plus, te vor urmări peste tot unde mergi. Nu se vor așeza pe tine, ci confortabil lângă. A, și încă ceva. Dacă ți-e o astfel de pisică, fii sigur că o să doarmă cu tine. Vrând nevrând, îi vei deschide ușa dormitorului tău, întrucât pisicile din această rasă sunt foarte bune convingătoare. Și gata cu diminețele în care dormi liniștit până la prânz. Pisica albastru de Rusia îți va aminti de dimineața că trebuie să o hrănești, mereu, în fiecare zi, la aceeași oră. Ce mai trebuie să știi e că aceste pisici sunt incredibil de inteligente. Învață singure să deschidă uși, să deschidă sertare sau dulapuri, dar și să joace aport. Se zice că sunt sensibile la emoțiile noastre, dându-și imediat seama dacă ceva nu e în regulă. În plus, au voință de fier și sunt încăpățânate. Dacă vor să alerge prin casă la 3 noaptea, nu le poți opri. Partea bună e că se joacă foarte bine singure cu jucării de pluș pentru pisici. Un lucru bun, având în vedere că sunt destul de energice. Dar adoră să se joace și cu o undiță pentru pisici. Iar tu o să te distrezi maxim privind-o cum face fel de fel de tumbe. Pisicile din această rasă se maturizează greu, pe la 3-4 ani. Dar și după această vârstă rămân tare jocăușe. Dacă ai vizitatori, să nu fii surprins că pisica se retrage într-un colț. Aceste pisici sunt tare rezervate cu străinii și durează mult până le câștigi încrederea. Cu alte cuvinte, sunt pisici timide. În niciun caz nu forța pisica să interacționeze cu invitații dacă nu vrea. Nu vei face altceva decât să o terifiezi. Chiar dacă e o pisică blândă, nu trebuie să profiți de asta. Dar cum se înțeleg pisicile albastru de Rusia cu copiii? Se înțeleg foarte bine cu copii mai mari și cu minți. Din păcate, copiii mici le sperie. Chiar dacă nu sunt în general agresive cu ei, e mai bine să nu iei o astfel de pisică dacă ai copii mici. În ceea ce privește alte pisici, albastrul de Rusia preferă să fie singura pisică. Se poate înțelege cu alte pisici dacă a crescut cu ele, însă e mai greu să-i faci cunoștință cu altă pisică la maturitate. Iar în ceea ce privește câinii, pot conviețui excelent împreună tot așa dacă au crescut de mici. Dar nu lua niciodată o pisică dacă ai un câine de vânătoare. Ce mai trebuie să știi despre ele? Sunt foarte mari amatoare de cățărat. Le place atât de mult să sară și să se urce peste tot, încât va trebui să ai grijă ce pui pe rafturi. Renunță la obiecte mici ce pot fi ușor răsturnate. De asemenea, să nu te mire dacă te trezești cu pisica pe frigider. Pisicile din această rasă pot sări foarte mult, așa că dacă vor să sară undeva, vor reuși.
Ce înseamnă asta pentru tine? Că va trebui neapărat să-i cumperi unul sau mai multe ansambluri de cățărat. Așa vei avea o pisică fericită. În ceea ce privește mionatul, pisicile din această rasă nu sunt foarte zgomotoase, dar dacă vorbești cu ele, îți vor răspunde, așa că o să ai mereu cu cine discuta. Dar bineînțeles, lucrurile se schimbă când e ora mesei. Atunci, pisica se va transforma într-o bestie mionătoare. Și cum ziceam și înainte, pisicile albastru de Rusia sunt destul de independente. Ele sunt perfecte chiar și pentru oamenii care nu prea dau pe acasă. Nu vor suferi să fie lăsate singure ziua, atât timp cât le bagi în seamă seara. Dar ce faci cu ele dacă pleci în vacanță? În acest caz, cea mai bună variantă e să le lași acasă și să chemi pe cineva să le dea de mâncare. De preferabil un amic sau cineva cu care pisica ta e familiară. Oricum, pisicile din această rasă sunt timide, așa că o față cunoscută le-ar ajuta. Dar dacă nu ai pe nimeni care să poată face asta, atunci apelează cu încredere la un pet sitter care oferă vizite la domiciliu. E mult mai bine decât să duci pisica la cineva, întrucât pisicile din această rasă urăsc schimbarea și se adaptează foarte greu unui alt mediu. Hai să vorbim puțin și de îngrijirea lor. Din fericire, aceste pisici au nevoie de îngrijire minimă. Ar trebui doar să le periezi o dată pe săptămână, începând de când sunt mici. Dar chiar și fără periat, pisicile albastru de Rusia se descurcă tare bine. Nici măcar nu lasă foarte mult păr, așa că sunt tare potrivite pentru leneși sau pentru oameni ocupați. Pe lângă asta, s-ar putea să fie mai potrivite decât alte rase pentru oamenii alergici la pisici. Ele secretă o cantitate mai mică de alergeni, dar din nefericire nu sunt complet hipoalergenice. Și cât trăiesc aceste pisici? Ei bine, din fericire sunt destul de sănătoase și nu sunt predispuse în a dezvolta boli grave. Bineînțeles, orice pisică se poate îmbolnăvi, dar eu vorbesc în general. Din aceste motive, pisicile albastru de Rusia trăiesc în jur de 15 ani, în medie. Ce trebuie să faci dacă îți dorești o pisică albastru de Rusia? Dacă vrei neapărat o pisică din această rasă, atunci fă tot posibilul să iei una de la un crescător autorizat. În România, poți găsi crescători autorizați intrând pe site-ul felisromania.ro. Înarmează-te cu răbdare și fii pregătit să plătești o sumă frumușică pentru o astfel de pisică. Crescătorii autorizați au puține pisici pe an, așa că vei fi pus pe o listă de așteptare. Nu căuta însă pisici pe site-uri de vânzări, cum ar fi OLX, întrucât oamenii care vând pisici acolo nu sunt cel mai probabil autorizați. Crescătorii fac tot posibilul ca pisicile lor să fie sănătoase. Le fac anual analize pisicilor și nu le permit celor bolnave să aibă pui. Asta în timp ce vânzătorii de pe OLX nu sunt cel mai probabil interesați de sănătatea lor, ci doar de a face bani. Așa că dacă iei o pisică de pe astfel de site-uri, șansele ca să te trezești cu o pisică bolnavă sunt foarte mari. Dar ce faci dacă nu ai bani pentru o pisică de la un crescător? Ei bine, cea mai bună variantă în acest caz este adopția. Sunt o grămadă de pisici pe stradă care au nevoie de o casă iubitoare. Pisicile nu trebuie să fie de rasă ca să te iubească și de multe ori pisicile de pe stradă sunt mult mai sănătoase și trăiesc mai mult decât cele de rasă. Sper că ți-a plăcut videoclipul și că te-a ajutat. Dacă vrei mai multe informații despre pisici, abonează-te întrucât am o grămadă de videoclipuri despre îngrijirea lor, dar și curiozități. Nu uita să dai un like, share și ne vedem data viitoare!